Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul Red Bull Chicken și cu Bounty. Ne îndreptăm spre Croydon, sudul Londrei. În sfârșit avem ocazia să testăm motocicleta. Este prima mea ieșire pe anul 2021. Asta este a doua, nu? Da, prima a fost ieri. Prima a fost ieri? N-a fost un succes. După o pauză așa lungă, da, da. Din păcate, nu avem foarte multe sesiuni astăzi, o să dăm o sesiune sau două, nu? Da, de gen, o să fie, încă nu s-a deschis oficial, de săptămâna viitoare o să fie deschis, așa că pentru cei care aveți speedbike, puteți să veniți la Croydon și mergem să facem așa puține testări. Am avut motocicleta la Alex, la garaj, la Trax de Motorcycle, a făcut un service, mi-a schimbat poziția la ghidoane. Și mai mult astăzi o să testăm așa, să vedem dacă merge motorul ok. Am schimbat bujia, i-a curățat carburatorul, mi-am montat un full sistem, un sistem de evacuare nou pe motocicletă. Și astăzi o să fie așa mai mult de teste, mai mult de joacă, nu o să fie foarte, foarte serioasă treaba. Cum s-a părut circuitul după o perioadă așa lungă de pauză? Ținând cont că circuitul are bucata aia nouă, da, au modificat circuitul. Și nu s-a mai dat nimeni de acolo de când? Din noiembrie? Da. Când am intrat în lockdown? În decembrie? Ianuarie. În decembrie? Decembrie? Da, în decembrie. Nu mai știu, de 2 ani de când suntem în lockdown, da, am uitat. Deci, circuitul e un pic murdar. Ieri ți-am spus că încălzitoare, am pus încălzitoare, am ieșit un pic cu ea. Tot, adică se vede că e murdar, asta se curăță, să spunem, și să sperăm că intră și niște carturi astea, dar pe porțiunea nouă. Murdar pe tot sau? Nu, pe trase sau pe curbe, pe curbe de obicei, dar merge să dai. Am încercat ieri. Ceea ce nu mi-a plăcut, dar pe porțiunea nouă este un pic alunecos. Asta prin lipsa faptului că a fost folosit. Asfaltul fiind nou, nu are niciun strat pe gumă, știi? Da. Dar să sperăm că după ce se dă drumul și vor intra niște carturi, vor mai intra și niște pitpipe-uri, se va curăța pista în primul rând și se va așeza un strat de gumă proaspăt, pe care să zici că ai putea să începi să tragi. Bine, nu avem nici condițiile ideale, nu ninge sau plouă, dar este destul de ok vremea. Da, dar avem soare cu nori. 13-14 grade, ceva de genul. Temperatura asfaltului tot cam așa este, 13-14 grade, și ne-ar trebui vreo 2-3 zile cu soare cât să se încălzească asfaltul, adică condițiile nu sunt ideale, să spunem așa, știi? Dar bine, mai mult astăzi probabil o să testăm și aderență, adică o să fie mai mult așa o plimbărică decât Dar, ținând cont că nu ne-am mai dat de când eram copil, va merge bine. Eu ți-am spus, ieri am fost un pic dezamăgit, așa, am intrat, am zis, gata, sunt pregătit. Da, pentru că ție, teoretic, îți rămâne în cap de când ai dat ultima dată, știi? Adică, la ce nivel mergeai, ce timp făceai. Și când m-am frânat ultima oară, noroc că am salvat-o pe genunchi, că m-am dus așa, târâș, am ridicat-o de pe genunchi, zic că, hai să o recalculăm un pic. Da. Creierul poate, știi? Adică, nu e corect spus. Subconștientul poate, da, știi? Da. Creierul și condiția fizică zice, mă las mai încet. Lasă-o un pic mai încet, că... Da. Și... Dar, nu, sunt... Eu sunt curios cu ce o să faci tu. Da, am făcut modificările astea și vedem acum. Sunt foarte curios de ghidon și de poziția lui, dacă o să mă ajute sau dacă o să mă incomodeze. Oricum nu o să trag linie după ziua de astăzi, pentru că va trebui să ies cel puțin de 2-3-4 ori până să zic ok, e bun, așa cum e, sau revin înapoi la poziția inițială. Motivul pentru care am întors ghidonul este prin, adică e cumva mai aproape de poziția pe motorul mare, știi? Încarci mai mult fața. Da, dar să vedem dacă funcționează. Adică la anumite persoane funcționează, la altele nu funcționează. Tu ai avut, nu ți-a plăcut, n-a funcționat? Eu nu pot, adică nu am încercat, nu am putut să merg. Eram numai pe jos și am zis, știi ceva? Da, da. Dacă ceva nu-i stricat, nu încerca să repar, știi? Dacă ceva inginer și-a pus cap acolo și știi? Da. Nu, zic, las-o așa că mergem pe mâna inițială. Da. Da, hai că ajungem și noi în 15 minute mai exact și ne vedem la pistă. Da,
gata, fraților. Am ajuns la pistă. Mamă, dacă ar fi așa în fiecare zi, să fim doar noi aici. Ia. Să vedeți ce o să fie aici săptămâna viitoare. Deci, nebunie. Cam așa se prezintă. Asta e chestia aia nouă ce au modificat-o ei aici. Că înainte mergea așa și venea așa și acum au introdus și aici. Și da, pare asfaltul destul de nou. Se pare curățică pista, nu pare foarte murdară, dar probabil vedem cum se prezintă aderența. Ok, hai să descărcăm motocicleta și să vă arăt o japoneză, că până acum v-am arătat chinezării. Aici este CRF-ul. Avem o Honda CRF de 150. Așa că hai scoatem afară și să vă arătăm motorul. Vreau să vedeți un fail total. Unul la mână, ar fi vremea. Da? Și doi la mână. Și-a uitat prostul cizmele acasă, da? Așa că pe stilul cocalar ne dăm un Adidas. Vezi? Am ajuns la concluzia că ne dăm o sesiune, nu? Da. Sau o tură, două, trei, cât de asta, deci nu. Dacă am vin până aici două ore, cât am făcut? O oră și o jumate, o nu? O oră jumate. Măcar o tură să dau. Chiar this dacă is... sunt broscancione, măcar this o tură să commitment. Dau. Da, da. Hai că am pus like și noi încălzitoarele, că... Da. Să arătăm așa profesioniști. Pentru poze. Dar asta nu arată bine deloc. Și bineînțeles că pe aplicații ne arăta soare, frate, deci ne arăta soare. Și acum începe să ploaie. Dar hai să dăm o tură, să vedem. Da, cam așa arată motorul. Și da, cum v-am zis, am schimbat poziția ghidoanelor. Am dat în jos și le-am și răsucit, de fapt, Alex a făcut treaba asta. Asta e evacuarea, cea nouă. Cool system. Și altceva ce am mai făcut? Da, am schimbat ăsta, pompa de frână, așa. Am schimbat pompa de frână. Nici nu mai știu la ce nervi am acum. Așa, hai să dăm și drumul la benzină, dacă tot suntem aici, să tragem șocul. Și dăm și o pedală imediat, să o auzim. Dar hai, măcar să tragem o frână de spate. Asta e, fail total în Anglia. Bun, am dat și prima sesiune, nu am luat niciun cad, nimic, pentru că a început să ploaie, așa că ne-am grăbit. Din fericire, deocamdată s-a oprit ploaia, așa că o să punem camera să luăm și niște cadre pe pistă. Este destul de ok, dar este ok, dar nu prea, știi cum zice celebrul citat. Da, motocicleta merge bine, ciudată poziția cu ghidoanele, nu știu ce să zic, cred că o să mai acord o zi, două, probabil, și dacă nu mă obișnuiesc, le pun înapoi. Adică e destul de solicitant, inclusiv la încheietură, și mi se pare foarte ciudat atunci când pun frână, când ating frâna față, la fel, îmi obosește foarte mult încheietura mâinii. Pe virajele de viteză mică, mi se pare destul de ciudat, pe virajele de viteză mare este ok, aș putea să mă descurc fără probleme, dar e o poziție destul de solicitantă. Cu ghidonul normal, cum are motocicleta lui Alex, este destul de ok, dar al meu e întors și lăsat în partea de jos și atunci stai cumva așa. Dar așa e la început, ce să mai zic, e tristă situația, e tristă, adică te plimbi mai mult decât să te dai, dar oricum condițiile nu sunt tocmai ideale, avem cauciucuri de ploaie, așa că luăm acum niște cadre pe pistă și vedem dacă poate mai băgăm încă o sesiune după aia. Hai! Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Ne-am dat 20 de minute, 25 de minute total. Vremea nu a ținut deloc cu noi. Și acum mai plouă, dar fiți atenți. Pe când plecăm noi, deci iasă soarele. Mai bag acum o tură de ploaie. După cum vedeți, a dat destul de bine cu ploaia. În partea aia arată foarte rău acolo. Asta e. Măcar am încercat. Motocicleta funcționează.
ghidoanele. A doua sesiune cu ghidoanele a fost mai bună, dar problema e că mă cam rupe la încheieturi, așa că s-ar putea să trec înapoi la poziția lor originală și ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, practic luni, pe data de 29, se deschide, ieșim din lockdown, se deschide pârtea, am vrut să zic. Acum chiar este ca o pârte, se deschide pista, așa că venim săptămâna viitoare dacă nu plouă. Dacă mai arată și 10% șanse ploaie, eu nu mă mai pun la drum, frate. Deci nu mai mă pun la drum. Dar, cum ziceam, iasă soarele. Exact când plecăm noi, iasă soarele, da? Asta e, nu le poți avea pe toate. Ai și soarele. Da, asta ziceam, că ai și soarele. Exact când plecăm noi. Bine. Da. Acum era perfect, deci acum era perfect, da. Da, dar e pista flashcă. Pista e flashcă acum, dar dacă mai puteam să stăm o oră, știi? Să se usuce. Asta e. Cam atât pentru ziua de astăzi. A fost un vlog scurt, așa n-am mai postat nimic de mult timp, așa că am zis că hai să vă mai aduc un up to date cu ce mai facem, cu ce ne mai învârtim. Dar ne vedem în următorul. Bye bye.